Mii de hectare cultivate cu porumb și floarea soarelui așteaptă să fie recoltate. În mai toate zonele județului a început în forță recoltarea culturilor de primăvară. Dacă la floarea soarelui se trăieră masiv, la porumb situația stă exact invers. Pe aici, pe colo, fermierii au început să adune din câmp recolta. La nivelul județului Olt, cele două culturi mari ocupă cumulat peste 200.000 de hectare. Capriciile vremii au fost cele care au dat total peste cap planurile fermierilor. Anul agricol începuse promițător, însă seceta s-a instalat peste tot județul nostru. Aceasta a afectat toate culturile, în special pe cele de primăvară. Pentru fiecare hectar recoltat, cantitatea de cereale se învârte în jurul pragului de 3 tone la floarea soarelui și 4.000 de kilograme la porumb, mult sub așteptările cultivatorilor. S-au recoltat în jur de 5.100 de hectare de porumb, o producție sigur micuță față de așteptări, pentru că de fapt recoltăm numai la gospodăriile populației, pe aici pe acolo se încearcă și la firme, producția fiind de 4.500 de kilograme pe hectar. Recoltăm în plin la floarea soarelui, în jur de 37.100 de hectare. Este o producție bună, jur de 3.000 de kilograme pe hectar. Sigur, sunt sole și cu producții mult mai mari, de 3.500 chiar. Lipsa de precipitații a lovit și în ceea ce privește transportul de cereale. Cotele apelor Dunării sunt aproape de un minimum istoric. Așa se face că din toate porturile dunărene nu pleacă niciun transport. Totul este blocat. Grâul, porumbul și floarea soarelui rămân în depozitele de cereale, însă acestea sunt insuficiente. Nenorocirea este că este pe Dunăre. Dunărea fiind foarte mică, nu se pot livra cantitățile mari de grâu depozitate în toate silozurile de pe Dunăre și floarea soarelui nu poate să fie preluată. Sunt cozi foarte mari la preluare în toate bazele din județul Olt. Agricultorii se pregătesc intens pentru demararea campaniei de toamnă. Potrivit datelor oficiale, la nivelul județului Olt, deja peste 170.000 de hectare au fost eliberate pentru înființarea de noi culturi. Aproape 90.000 de hectare au fost și arate. Acestea vor fi însămânțate cu rapiță, dar și cu grâu. Deja în unele zone ale județului s-a început semănatul. Rapița ocupă în acest moment puțin peste 3.000 de hectare.